Boxul pentru mine este o artă. La doar 15 ani, Andrei Floarea este unul dintre cei mai talentați pugiliști din România. Legitimat la Steaua, Andrei a început să facă sport încă de mic. De la 5 ani a încercat mai întâi karate, apoi judo, kempo, jiu-jitsu, kickbox, iar de 9 ani practică boxul cu rezultate dintre cele mai bune. În 2023, Andrei a cucerit titlul de campion național la juniori, categorie 80 de kilograme, iar unul dintre cei învinși de sportivul stelei a fost chiar campionul european de la acea vârstă. La box am ajuns pentru a mă perfecționa pe lovituri, deoarece eu practicam kickbox și karate și trebuia să mă perfecționez pe partea brațelor și așa am ajuns la box. Care crezi că e cea mai mare calitate a ta? Cea mai mare calitate a mea este că sunt muncitor și că nu mă dau bătut când vreau să obțin ceva. În 2023 ai devenit campion național, turneul la care l-ai învins printre alții pe campionul european de juniori. Cum a fost atunci? A fost greu, să zic. A trebuit să mă lupt cu el toate cele trei reprize. Prima rundă mi-a luat-o cu 3-2, iar celelalte două le-am câștigat cu 5-0. Și a fost foarte greu. Nu a fost deloc ușor. Era pregătit, avea condiție fizică. A fost greu. Ce senzație e pentru tine în momentul în care urci pe prima treaptă a podiumului la o competiție importantă? În primul rând simt că nu am muncit degeaba și că tot antrenamentul și efortul pe care l-am depus a meritat. La Steaua, Andrei lucrează cu Marian Banciu, tehnician care i-a remarcat calitățile de pugilist încă de la primul antrenament. Un băiat foarte muncitor, ascultător, cu minte, din punct de vedere, adică e foarte ascultător, îmi place mult. Eu mi-aș dori să-l văd cât mai sus posibil, pentru că el are calități și prin muncă și calitățile care le are el, are și ochi, cum se spune în box, poate ajunge cât mai sus. Tânărul boxeor stelist îl admiră foarte mult pe Mike Tyson și speră ca într-o zi să cucerească o medalie cât mai strălucitoare la competiția supremă din sport. Mare meu vis este să ajung la Olimpiadă, să iau locul 1. Component al lotului național de juniori, Andrei Floarea va participa în luna iulie a acestui an la campionatele europene din Slovenia.